numesc Ianoș Marcus Barbarossa, așa mă știu în general oamenii peste tot. Mă ocup de tot felul de lucruri, mai ales de cele din domeniul artei, a artelor, să spun treaba aceasta în plural. Am început să studiez artele, la început arta plastică, dar am făcut-o paralel cu muzica, cu instrumentele. Pe urmă mi-am dat seama că sunt foarte sărac și m-am apucat și de, mai la început, de reparația instrumentelor muzicale, pe urmă de construcția acestora, și cu timpul am învățat cam peste tot în lume ce e mai bun, cum e mai bun, și pe asta o exersez și astăzi. Greutăți am avut, mai ales greutăți financiare și mai ales la început, până ce mi-am putut aduna sculele potrivite, crezându-le bune. Pe urmă am mai învățat de la maestri buni și faimoși niște lucruri, cum că omul, dacă vrea să lucreze cât mai bine, să-și facă de unul singur și sculele, și atunci nu mai are bătăi de cap, fiindcă acel obiect va intra exact în mâna lui și va funcționa exact așa cum el și-o dorește. Cam asta e. Nu cred să am satisfacții mai speciale decât fiecare om din lume să știe ceva atunci când și-a terminat lucrul și l-a făcut cu conștiință și bine. Atunci asta să-și merite și lauda și celelalte aspecte, ba chiar și financiare, fiindcă în fond succesul nostru din toate direcțiile nu se prea poate formula altfel, adică stau, învăț, lucrez și pe urma rezultatul totuși trebuie să fie ceva cât mai bun, cât mai bun. Nu m-am ghidat în fond, m-am ghidat după un lucru destul de sigur: dacă încerc să fac ceva, să-l fac bine și pe urma să-mi treacă timpul pe cât mai bun și cât mai folositor. Altă idee n-am avut și nici nu am, zic sincer. Tot ce fac, încerc să-l fac cu pasiune, cam atât pot să spun, nimic mai mult, fiindcă dacă mă plictisește, atunci ce rost să-i mai văd? Deci nu încerc, de altfel nici nu știu dacă m-am plictisit vreodată, fiindcă așa mi-am împărțit timpul. Oboseala e o altă treabă, plictiseala e cu totul altceva. Dacă mă simt obosit într-un domeniu, atunci fac altceva. Pur și simplu, fiindcă mai am niște lucruri de făcut și așa încerc să mă împart timpul util. Câte tâmpenii s-au făcut în numele lui Lenin, totuși el a spus trei vorbe bune. Eu nu sunt leninist, ba din contra. Să învățați, să învățați, să învățați. În acest sens, n-a fost chiar un tâmpit. Am elevi deja destui de mulți, deci cam peste tot prin lume,
și aici în România. Și sper că vreunul sau poate mai mulți vor duce mai departe și munca mea. Deci știu cu siguranță, sunt mulți care fac treaba aceasta din Suedia până în Japonia, dar să vedem la ce rang și până unde. Noi trebuim un singur lucru în lume, dacă ne-am născut, trebuie să murim. Altceva nu trebuie, nimica în lume nu trebuie. Cam atât. Deci, altfel eu nu mă pot interpreta și altfel eu nici nu pot înțelege lucrurile, cel puțin în felul meu. Până la urmă, nu soarta decide, ci eu decid. Atâta-i totul, deci. Cine mă plătește sau cine mă laudă dacă îmi pierd speranța? Sunt Tudose Mar din Sighișoara, mutat din 2005 în Mândra Capitală. În familia mea bunicul s-a ocupat de lemn, deci este o tradiție oarecum în familie de lucrat lemnul. Și în 2000 am fost invitat la Muzeul Țărănului Român, la un tor de meșteri populari. Acolo am gândit niște mărțișoare sub formă de lingurițe pe care le-am vândut foarte bine și am început să dezvolt pasiunea asta până am ajuns să trăiesc doar din linguri cu povești. În timp, aveam să constat că oamenii caută povești și, pornind de la ideea aceasta, am căutat povești tradiționale românești care să aibă oareși cum legătură cu căutările oamenilor. Chiar dacă ne dăm seama, chiar dacă nu ne dăm seama, oamenii în viață caută niște lucruri esențiale. Caută noroc, dragoste, înțelepciune, putere. Drept care am început să fac linguri cu povești. Ce am încercat eu să fac? Practic să pun povestea în tot ceea ce fac. Spuneam că orice lucru în lumea asta, e vorba de o carte, un film, o fotografie, absolut orice are în spate o poveste. Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană. Și pornind de la acest citat din Filantropica, am realizat practic că orice lucru din lumea asta care nu are o poveste este neterminat, este incomplet. Sunt mândru posesor al unei mașinării ultramoderne care ar putea să facă lejer mare parte din ce fac eu la linguri. Și deși am acces la mașina asta, prefer să fac manual. Pur și simplu pentru că îmi place mai mult așa. Și ține tot de sinceritatea de care vorbeam. Să știi că îi dai omul un produs lucrat manual. Făcând un lucru din plăcere și pasiune, la un moment dat, practic nu simți că muncești. O faci, pur și simplu. Că apoi vine un câștig material pe lângă chestia asta, e cu atât mai frumos. Când m-a întrebat cineva dacă ce o să fac când o să mai am noroc. Și mă gândeam că e aproape imposibilă chestia asta, că în viață cumva ai tot timpul uși care se deschid. Important e să ai curaj să faci pasul și să mergi înspre el. Lucru care mă ține la un nivel ridicat este entuziasmul. Atâta timp cât îl am, sunt în stare să trăiesc din pasiune și cu pasiune ceea ce fac în momentul ăsta.
Mă cheamă Gârbu Andrei, fac parte dintr-o echipă de ceramiști. Suntem 6 colegi care facem obiecte din porțelan. Am început de când eram copil, de la 14 ani, o afacere de familie. Tatăl meu a început-o după ce industria ceramicii și a porțelanului din Cluj s-a prăbușit. Totdeauna am fost deschis oricărei provocări. N-am refuzat absolut nimic niciodată. Dacă ceva mi s-a cerut și n-am știut să fac, am spus că fac și am învățat să fac. Și dacă n-am reușit din prima, am reușit din a doua, sau din a treia, sau din a patra, nu contează. Dar am încercat. Orice ți se întâmplă are un scop. Inclusiv suferința, inclusiv eșecul, inclusiv greșeala, mai ales astea. Ce te transformă pe tine în a fi mai bun decât atunci când întâmpini o provocare, când toate merg bine și toți te laudă, n-ai referință. Cum relaționezi cu ceilalți când aparent pentru tine totul e bine? De exemplu, n-aș putea să fiu în competiție cu cineva. Părerea mea e că atunci când există colaborare cu cineva, chiar dacă sunteți în același domeniu, faceți același lucru, dintr-o colaborare întotdeauna este mult mai mult decât dintr-o competiție. Mai de mult credeam că eu mi-aleg lucrurile care să le fac. Și pe măsură ce m-am maturizat, am ajuns la concluzia că eu doar am iluzia alegerii, alegerea a fost făcută dinainte. Deci mă duc pe un drum stabilit și cu cât mă opun mai puțin, cu atât drumul e mai clar. Cu cât te opui mai mult drumului, cu atât parcă totul devine mai dificil. Și atât timp cât am o satisfacție interioară a lucrului meu și a muncii mele, consider că drumul e cel bun. Tot atât asculți interiorul și visele, să nu le ignori, să nu le... Indiferent că e greu, să te duci înainte și să nu disconsider pe nimeni și să nu refuzi niciun fel de oportunitate. Fiecare lucru care îți vine în cale e oportunitate, e o modalitate ca tu să înveți ceva nou sau să schimbi ceva ce trebuie schimbat. Părerea mea e că orice dificultate ai avea, atâta timp cât tu consideri că îți urmezi visul și simți că faci ceva bun, fă-l. Nu aștepta confirmarea celorlalți. Poate confirmarea celorlalți o să vină ultima. Sau confirmarea societății. Sau să spui că de ce să mă schimb? Vezi lucrurile greșite din jurul tău și spui de ce să mă schimb când ceilalți nu se schimbă? Nu. Tu trebuie să fii schimbarea pe care ceilalți trebuie să o vadă. Și asta o faci fără ca ei să te recomande să faci ceva sau să-ți spună să... O faci pentru că așa simți. Și atunci dacă tu ești schimbare pentru ceilalți și ceilalți vor fi schimbare poate la rândul lor pentru alții mai departe. Singura modalitate prin care putem schimba lumea, dacă suntem exemplu pentru ea. Mă numesc Dana Bu și sunt creatoare de tricotaje manuale. Pasiunea mea pentru tricotaje a început de când eram copil. Îmi amintesc și acum mănușile croșetate a mătușii mele, purtate cu eleganță și stil. Am crescut într-o familie în care mama mea își petrecea serile lucrând lucru de mână, cosea și îmbina culorile în fețe de masă, iar mătușa mea tricota din lână netoarsă
pulovere pentru iarnă. Drumul meu, în schimb, a fost altul. Am ales să fac matematica, dar în toți acești ani, pasiunea mea pentru haine nu a dispărut. Persoana care m-a inspirat cel mai mult și care oarecum m-a influențat destinul a fost mătușa mea. În schimb, persoana care a crezut cel mai mult în mine a fost soțul meu. El a fost cel care m-a ajutat să înțeleg că hainele sunt totul pentru mine. Am avut norocul să lucrez pentru designeri cunoscuți. Ani de zile am făcut producții, mai bine de 10 ani, producții de mii de bucăți, care n-au fost ani ușori, creații, mostre, fire, o mulțime de fire, de bumbac, de la bumbac până la cașmer. Ani care mi-au dat multă experiență, multă bătaie de cap, dar care m-au făcut să cresc și să iubesc mai mult tricotajul. Fiecare bucată, croșetată sau tricotată, prinde viață atunci când este așamblată, când începe să devină o mânecă, o față, un spate, îmbrăcată și apoi admirată.